Scene violente au avut loc în județul Mehedinți. Un bărbat a suferit răni grave după ce a intervenit între un grup de tineri pe stradă. Poliția județului Mehedinți a fost sesizată de soția bărbatului, care a reclamat faptul că soțul său a fost lovit de două persoane. Din verificările efectuate de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale, a fost identificat autorul agresiunii, un tânăr de 20 de ani din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Bărbatul a intervenit pentru a separa câțiva tineri care au pornit un conflict în mijlocul străzii, acesta fiind agresat la rândul său. Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a fost sesizat de o femeie de 65 de ani din municipiul Drobeta, Turnu Severin, care a reclamat faptul că soțul său, în vârstă de 68 de ani, a fost lovit de două persoane. Din verificările efectuate de polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale, a fost identificat autorul agresiunii, un tânăr de 20 de ani din municipiul Drobeta, Turnu Severin. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, tânărul fiind reținut pentru 24 de ore. Urmând ca astăzi să fie prezentat unității de parchet competente cu propunere de luarea unei alte măsuri preventive.